Fii atent, dacă câștig meciul ăsta, ștergi canalul, altfel plec. Mamă! Doamne! Doamne, uitați ce se întâmplă când îți dorești cu adevărat să marchezi! Salut, oameni buni, și bine ați venit la un video cu totul și cu totul special, într-o săptămână specială, care am avut Cupa Prieteniei și acum este meciul, marele meci, marea finală din realitate, Argentina cu Franța, între mine și Bacovia. Salut, Bacovia! Îmi pare bine, îți mulțumesc foarte mult de această invitație și acest accept de meci. Ce vei juca? Băi, fiți atenți, ca să vă zic să dau un pic de insight așa. Bacovia m-a provocat pe Insta la un meci pe 3000 de lei. Da. Plus 100 de lei golul. Da. 100 de lei, diferența de goluri, bineînțeles, da. Fiecare gol 100 de lei. Și eu, bineînțeles, că am acceptat, deci neavând 3000 de lei. Uite, ca să nu zici că sunt vreun mincinos. 3, acum... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ori 230 de milioane. Banii tăi? Că banii jos. Bă, eu eram cam sigur de victorie. Am zis că ți-i dau eu. Dacă e, o să vorbim noi. După aia o să facem noi o schemă. La dacă Teo, din păcate. Bună ziua, domnilor și domnilor. Așa se întâmplă. Da? Nu există bani. Eu vin aici de 4 ani de zile. O masă nu mi-a dat. Așa și o arde. Da, nu. Ce să facem? Stai, bă, pe bune. Tu n-ai adus banii? Bă, n-am banii, dar facem noi cumva, stai, nu știu, tu că sunt de ceva. Bă, stai puțin, băieți, stai puțin că ne-am băgat unde stai, mă, bă, cu aia, ne facem dracu. Stai, mă, tu n-ai banii. Există bancomate, mă, există bancomate. Mergi la bancomat după aia. Înainte să începe meciul ăsta și tot ce facem aici. Am vorbit ceva, nu? Bă, acum știi cum e, da. Așa face mereu, că voi vă știți, zâmbește așa când... Adică e o situație de zâmbit. Ar fi urât din partea mea să-l dau din casă, nu? Da, adevărat așa asta. Bă, acum ai că o să rezolvăm că n-ai bani la tine. Păi, m-am dus la bancomat, am scos banii. Nu, urâtă asta, urâtă. Da, nu? Lasă-mă că... Te ia peste picior, mă. O facem noi cumva. Dar lasă că să câștigi tu întâi. Să câștigi tu întâi. Da, da, măcar uite, vedeți ce înseamnă. Fii atent, dacă câștigi meciul ăsta, ștergi canalul, altfel plec. Mamă! N-ai bani. Mamă! Ștergi canalul, dacă nu mă interesează, dacă câștigi meciul ăsta... Bă, nu pot să pierd. Bă, frate, știu unde stai. Șterge-l canalul dacă nu. Șterge canalul după meciul. Bă, în cel mai rău caz îți dă cu ciocanul în calculator și aia a fost. Dacă mă bați, îți dau ție canalul. Păi ce să fac cu canalul tău? Să-ți faci canal de live-uri. Canalul nu, nu, prelua tu canalul. Vreau să-mi dispar din comunitatea FIFA. Dacă am venit eu care nu știu. Bă, dacă mă bați, Călina, ce te mai bate, dar merită eu... să mă las, bă, de FIFA dacă pierd meciul ăsta. Eu pedeapsă mă dacă pierde. Merită să te lași de FIFA dacă pierzi meciul ăsta cumva, știi? Adică noi nu știm nimic despre cum joacă Bacovia FIFA, dar gen știm și despre tine. Și acum să-l vezi că e n-ai făcut 18 Rabona, cu 2. N-ai făcut 18 cu 2. Elastico. 18 cu 2 fac pro playeri, gen. Aici da, e vorba și de puterea ta, de încrederea pe care o ai în tine, că eu, da, tu nu știi cum joc. Vezi, mă, ce presiune avem, așa că merită un like acolo acest video. Doamnelor și domnilor, totul. După cum bine știți, de fiecare dată când Teo joacă cu presiune, pierde. Așa că s-ar putea să fie ultimul videoclip pe care îl vedeți după la două zile după ce a fost postat acest videoclip, dacă Teo pierde, nu mai are canal. Dacă nu mai are canal, știți care e. Bine, mă, hai. Gata, hai. Facem. Deci se joacă cum? Finala direct? Deci jucăm finala, avem trofeul toate alea, eu sunt în dreapta. Ce de fapt, ia-o pe asta. Merge? Merge. Maneta asta. Eu sunt un comentator imparțial, doamnelor și domnilor. De foarte multe ori s-au măsluit chestii. Avem direct meciuri. Deja, era măsluită deja, după cum deci, vedeți. Eu pregătisem totul. Tu ai defensiva mai bună ca mine și eu am mid-ul cu un punct. Da, bine, eu l-am pe Messi, care n-apare aici, dar... Și Mice Mbappé, de ce? Am absolut tot ce am nevoie. Messi. N-am mai nevoie de nimic. Să vedem o să joc cu 5 fundași. Să pun ochelarii, mi-am adus ochelarii special ca să văd perfect cum îți dau golurile. O să joc cu 5 fundași, bineînțeles, știți. Știți că joc fără cu 5 apărători. Fără să crize, fără sperieturi. Bă, dar ce ai pus ulei pe ăsta? Da. Că alunecă să moară. Așa ești un om calm, așa, adică... Da, bună, mai nu? Calm, adică nu, nu risc și studioul pe lângă, că poate asta e, dacă asta nu mai... Asta e studio? Acum... Mamă! Mamă! Wow! Îmi place foarte mult ce văd deja, cumva sunt chiar... E senzațional, pentru mine e splendid. Dacă pierzi, e cea mai bună zi din viața mea. Mamă, scuze, sunt imparțial. Vom vedea o finală extraordinară. Franța-Argentina, ca în realitate. Eu țin cu... Dacă se juca fotbal real, țineam cu Argentina 100%. Acum sunt imparțial. Păi ești imparțial. Nu vreau să piardă nimeni bani, mă. Egal, sau iau eu toți bani. Dacă se termină egal, mergi la penalti. Dacă se termină egal, poți să iau eu toți bani.
Cel mai bine plătit comentator din România. După ce că n-ai dat o măslină 5 ani de zile. Stai bă, ce dracu, cum îl schimbăi? Cum pula mea. Du-te la squad. Așa, back. Ale, da, mamă, vezi că ești... Azi ne-am învățat pe astea. Băi, ești nebun? Wow. Da. Băi, și m-am pus canalul la luptă aici, eu credeam că... Mamă, vezi că știe cu instrucțiuni. Eu credeam că tu ești mai cu muzica, cu astea. Deja, deja se conturează ceva la care nu ne așteptam. Oh. Surpriză. Băi, fraților, că... de-am băgat 5 apărători și el joacă 4 TT-Attack. Eu am pus... pariul meu de azi, doamnelor și domnilor, este... ambele echipe marchează și 1 pauză, 2 final. Eu așa o văd. 1 pauză? Dacă e unul pauză, deja nu mai pot. De fapt, da, dacă e unul pauză, e și unul final, că moare ăsta aici. Unul pauză, deja trebuie răbâinile. Gata? Stai puțin, stai. Întoarce-te puțin la team management, doamnă niștitor, trebuie să ne uităm la ceva. Argentina joacă cu 5 fundași. Dar de 5 ori că joacă de cu 5 fundași. De ce joci cu 5 fundași? Bă, e un meci riscant ăsta. Joacă cu 5 fundași. Da, vezi, am pus pe Paulito Dybala. Joacă cu 5 fundași. Tu joci contra... Gen autobază, Cârțu, fundași. Gen. Bă, am băgat Dan fundași. Petrescu. Bă, gen. Și cu Croația Argentina a jucat cu 5 fundași. Da, dar nu joci în realitate, nu joacă Argentina cu Franța. Trebuie să fii precaut dacă joacă. Ce mai am spus după? Vezi, Franța a jucat defensiv, cum am jucat eu cu Franța. Tu ești conștient de faptul că dacă pierzi meciul ăsta nu o să mai fie ablat de nicăieri. Adică îți dispare canalul și urci, faci un canal cu 0 subscriber și pui meciul. Fraților, voi câștiga 100%, vă promit eu că nu am cum să pierd un astfel de meci. Cum și Messi n-are voie să piardă finala. Bă, frate, dar de ce baci chestii de genul ăsta cu Messi? Dar spune-mi realitate ce zici că bat. De ce? Spune-mi realitate ce zici că bat. Bă, frate, oricum tu ai rupt cu Franța. Cu toată sinceritatea, aș vrea ca Messi, că merită un World Cup și l-ar face the goal și da, bă, merită un World Cup. Dacă ar fi după mine, aș vrea ca Messi să câștige. Ca toată lumea, cred că de asta vrea toată lumea care nu-i fan Argentina, să câștige... Messi, eu da? Vreau că dar nu suport Franța. Sunt șanse destul de egale. Franța poate să-i bube rău. Adică nu mi se pare că Argentina e o echipă mai bună ca Franța, dar la cum a jucat, a dat randament. Dar... Și s-au băgat și bani în buzunar, că te-am văzut Mbappé acolo. Mbappé are o cupă, nu? Mbappé are o cupă. Și Oli Giroud are o cupă. Mai au nevoie de una. Cu două s-ar putea să devină mai tare ca Pele. La mondiale, care deja goluri are, cupă. Toată lumea îl comparați pe Pele și pe Maradona cu... Bro, ia-s legende ăștia, vai de morți doar. Jucau pe vremea lui bunică meu Pele și Maradona. Nu exista offside când juca Pele la mondial. Așa trebuie să facem la matra cu prietenii, fără offside. Fără, dacă tu inventezi chestii noi, numai pentru tine. Să știți că am încercat cu orice preț să bag hands-ul, dar am fost amenințat și de băieți aici că... Vă joc ăsta, bugui, să bagi hands-ul. Da, că aici ce să facem acum, asta e. Vrei penalti, frate, că numai din... Vrea să bage hands, a pus ulei pe manete. Mamă, nu mai pregătiți nimic. Marele meci. Scoate-mă trainerul, mă. Da, am scos trainerul, mă. Da, ia că uite, mai scoți odată, mă. Stai să vedem, mă, aici. Mamă, cum îi dau. Oricum, simt un pic că ai făcut manevră cu maneta asta. Asta? Așa simt. Nu, mă, manetele nu sunt măsuri. Poate avem încredere. Hai că să jucăm așa. Avem un pic de trainer ca să învățăm și noi să jucăm. A început meciul ăsta, mă arăm asta. Am emoții. El mejor jugador del mundo. Dă drumul la... Joci cu Dybala. Joci cu Angelito Corea. Și era hands-a. Era meciul în realitate. Are Dita mai studio și joacă în Tamagotchi-ul ăsta de monitor. Da, nici eu nu. Aoleu! Penalti! Doamne și domnilor, n-a fost nimic. Bagovia cere penalti la 23 de metri de poartă. Bărbătesc. Bă, frate, mi-a blocat fața. Păi pe 3000 de lei. Bărbătesc. Dar se nu mă faulta, era gol, uite. A, un pic așa, nici n-a căzut. Eu n-aș fi dat faul la ceva. E de galben. N-aș fi dat faul la ceva. Bă, frate, de galben măcar de galben. N-aș fi dat faul asta niciodată. N-aș fi dat, că e echipa ta. Unde care e a mea? Bă, da, dacă pe asta o bagi în poartă, eu mi-e frică deja. E gol. L-a văzut gol? Prinde Emi! Emi Martinez. Bate Emi, grijă! Dau mai tare, mă, dar am dat-o ca pe tutorialul de pe YouTube. A venit pregătit! Păi după, da, cum, mă, bine vedeți, las-o. Angelito Corea nu a atins mingea. Uite-o! În realitate, Angel Corea nu a atins mingea. Nu l-a, mă. Băi! Chilia? Chilia? Aaaa! Doamne, s-a grăbit! S-a grăbit! Foul! Bă, stai un puțin, de ce? Băi, frică, mă, jucăm pe canal. De ce? Fiate. Doamne,
ar fi cea mai frumoasă zi din viața mea. E un zâmbetul meu, dar nu e zâmbetul meu. Ar fi cea mai frumoasă zi din viața mea. O mizerie de gol. Astea... Te-am driblat? De unde? Da, tu cu Giroud, cu dreptul. De la 14 metri, cu aia. Tu știi câte golul vreau 14 metri, niciunul. Extraordinar. Hai, mă, că lasă-mă, că... E posibil, senzațional, e tot ce mă duc. Mamă, am început meciul, ți-ai luat... Mamă, ți-a arunci canalul, fii atent, minutul 7. Wow, ce va face oare Teo? Hai că știu cu cine apărător și-am luat gol, bă! Eu îl cunosc foarte bine pe Teo, îi tremură chiloții pe el în acest moment. Chiar e o situație puțin îngrijorătoare. Cât ai lucrat la canalul ăsta? De când faci YouTube? Doar 9 ani jumate. Am înțeles. Am înțeles, 9 ani jumate. Se pot duce pe apa sâmbetei și ar fi extraordinar. Enzo Fernandez, trage Enzo Fernandez! Hai mă, n-ai în tine, Vlad, în tine! Bă, hai mă, dă mână! Aoleo. Că nu prea dai randament aici. Au de poartă. Momentan a dominat autoritar Franța. Absolut nicio problemă. În continuare... Uite golul, uite golul! Eu am spus 1 pauză 2 final. Nu! Bă. Gol! Bă, ești nebun. Bă, ce se întâmplă, mă? Eu simt niște... Simt niște frică în aer. Să strânge din curpă sau nu? Taliafico, de ce nu joci cu Acuña? De ce joci cu Dybala? Știu Corea nu a văzut mingea Messi, de două Messi, luni. Messi, el mejor, Lionel Messi! Messi, bă, da! Ăsta e. Ai putea spune live că Messi este cel mai mare jucător din istorie? Poți să spui asta? Vestea băiatului devenit legend. Poți spune live că Messi este cel mai mare Messi jucător? Messi este. Bă... cărți cu Messi ăsta în casă, eu cu cine am venit să joc? Vă spun astăzi că Messi este mai bun ca Ronaldo. Incredibil. No, pentru asta ți-o nu te iert. Acum țin cu Teo, doamnelor și domnilor. Asta spus, este adevărul. Am încercat să-l ascund cu ani și ani, dar de 9 ani de zile aștept să aud asta. Îl iubesc. Îl iubesc. Acum nu țin cu nimeni în continuare. Îl iubesc pe Ronaldo. Fie ca cel mai bun să câștige. Angelito Corea. Nu lași. Nu lași. Angelito Corea trece, Angelito Corea. Hai mă, Paul, mă, bă, bă! Oameni, ce frumos cine de mine. Mă. Nu ți-e mă rușine. Op. Stai mă jos, mă. Mamă, e bătaie rău de tot. Stai mă așa. Uite. Cred că știu și ei că jucați pe bani. Bă, ce fac ăștia, mă? Nu mai am oameni să le pasez. Gol! Unde te duci, mă? Ok. Dar nu merge bine maneta asta, e ceva. Aia a fost sența acolo. A, e maneta de vină. Eu acasă la mine la, și... La tine acasă e maneta de vină. Bă, Giroud. Bă, ești nebun. Lasă-mă Giroud acolo, mă. Se trage din toate pozițiile. Bă, cred că a fost hența acolo pe tragi și te rogi la Dumnezeu. Vezi, dacă erai câștigat acum. Metin? Metin? Nu, ne jucăm FIFA, nu Metin. Dacă ai tupeu și sânge în instalație, ia-l pe Messi și fă un dribbling de jumătate de teren. Tot te cași cu Messi ăla pe tine. Fii atent aici. Ia vezi că de nu driblezi tot. Hai să vedem ce driblezi. Unde e Messi? Cu cine? Cu Rodrigo de Paul. Bă, frate, ți-a luat. Îmi alunecă degetul pe controlul. Dă mă la ea! Aoleu! Bara transversală! Are și noroc. Deja trebuie prost pe cine, mă, mai șterg pe tricou. Stai, mă, un pic să mor de nu dai... Santă. Pune, mă, degetul cu... Viaru, ce zice Viaru? Dacă, bă, dacă ai vrei... Ai pus lănină pe ele. Bă, îți dau alta dacă simți tu că... Nu, lasă așa, vrei lasă tu așa? L-a dat cu ceapă înainte de meci. Lasă-o, mă, așa că e bună maneta. Cu aia joc și eu, maneta mea. E maneta cu care ai făcut 18-2 duminică seara ca hoții. Hai că nu e chiar. N-ai jucat cu nimeni. N-am jucat chiar noaptea, am jucat pe seara. N-ai jucat cu nimeni, nu ai jucat. Am jucat hands! Bine, ce de... Mingea a fost la firul ieri, se cere hands. Hai mă că e pus mâna pe Messi. Olivier Giroud este deposedat. Până acum tatonare în continuare din partea celor două echipe. Bă, joci bine, dar... Hai mă, Messi, mă! Dar nu leagă! Joci bine, dar nu prea. Nu leagă, cu aia e. 100 de lei gol, trebuie să mă pun pe... Aoleu, da, sunt 200 de lei deja la gol. Bă, opa. E o masă bună. Dacă mai dați unul, mâncăm la Beniana, gen. Nu, am zis. Hands! Asta că nu e. Bă, de ce nu știu că mă cu hands? De ce n-a dat hands-ul dacă era? Pentru că este închis. Dribbling! M-ai făcut, Căline, că eu știu să joc la hands. La Weekend League nu e hands! Da, bun, nu merge bine. Bun, contra-atac. Stau pe spate. Opa. Bine că avem 5 fundași, fraților. Și a pus și 5 fundași, ca ultim, bă, deci ești dacă ultima... Punea, asta e Messi, trece de 2. Dacă puteai și punea 10 fundași, Teo. Trec de încă unul. Messi, nu Messi, Messi. Nu selectează unde trebuie. Messi. Am mai trecut de unul Messi. Messi. Gol, dă-i gol. A vrut scăriță. Pac, Doamne. A vrut umilință. De ce e 1-1? De ce a căzut? Ia gata, mă, că mă bag pe treabă. De ce a căzut ăla? Eu nu mi-am precis adversarul destul ăsta. Stai mă, ia mai dă-te. Auzi ce ți-a zis? Eu nu l-aș fi lăsat. Păi nu-l las, uite. Dă-mă la poartă. A, iar ce-am apărat. Iar nu vă sens. Dă-mă, iar. Nici măcar cu portarul. Îl fac.
Dă gol din corner. Dai pas acolo că ți-e frică. Aaaa, nu te băga la ce nu știi, tău. Nu te băga la ce nu știi. Hai, lasă-mă. Hai, mă, Messi, bă, mă, diblează. Hop, hop, hop. Aoleu! Messi! Messi! Nu mă poartă ca lumea, mă. Bă, dar de ce dă pasele alea? Hai, mă, că te-am presat eu bine, că am talentul ăsta să atac agresiv. Eu zic să te uiți, eu zic să te uiți la slidere. Joci cu jucător profesionist. Faci și tricuri cu joc. Joc la tine acasă. Stai, e jucător profesionist de FIFA. Cel mai bun. Vă las să vă bateți la cupă special. Am înțeles. Bă, da, chiar așa. Jucătorul profesionist de FIFA. Ia, gata, mă, ia, gata. Gata. Uite-o călinaciu pe asta. Până acum, uite ce-a deschis, frate. În calitate de comentator imparțial, pot să spun că sunt plăcut surprins de cum joacă Bacovia. Asta e, mi-a lăsat spațiu, gata. Te-am mâncat aici. Nu ai mâncat nimic, prietene. Opa. Da, mă, deschidere da. Sus, n-ai da, la cine mă, să da. Centrezi. Messi. Ancara Messi. Aoleu! Hai, mă, dă-i gol. Bă, ce te scoate portarul ăla, mă, frate. Așa și în realitate. Uite, zbura freză. Se roagă la Dumnezeu, Messi. Nu să-l ajute. Mai bun, mă. De obicei, prietenii mei dau 7-0, chestii de genul. Hai, mă, lasă-mă, stai puțin, că mă bag pe tine acum, mă bag pe tine acum. Eu v-am spus, doamnelor și domnilor, de 3 ani tot vă zic. Ce 3? Sunt 7 chiar. Vă tot spun. Hai, lasă. E tipul de... Uite, ce dracu, mă, nu... Rămâne mingea la Teo, are și noroc, da, pe lângă faptul că a dat... Lasă-mă, a dat cu ulei pe manetă. Uite-o! Stai, uge! Rabiot! Față în față cu 2-1! Rabiot! Așa, mă, tată, nu știe șută la, mă... Nu știa, mă, știu, mă. Doamne. Lasă-mă, așa, pauză. Se intra la vestiar cu... Mamă, ți-ți dădea... Cel mai mare momentul. Uitați-vă ce am transpirat. După faza asta îți dădea antrenorul. Ce înseamnă să-și pe 3.000 de lei? M-au luat transpirațiile. Bă, de ce n-a intrat asta, nu? Trebuia să intra, am dat eu prost, nu? Nu prea știe ăla șut, din păcate. Dar n-ai știut tu să dai, mă, ce vorbești. Fraților, trebuie să mutăm schimbări. Nu schimbări. Teo mută ofensiv. Vrea să ne intre în inimi iarăși, să nu mai joace ca Sorin Cârțu și să joace ofensiv. Ce face? Unde e Di Maria? Di Maria e slab. Și cu cine am atacat? A fost Mbappé ăla? Nu, era Rabiot. Am o sugestie. Am o sugestie. Nu-i da sugestii, mă, că bă! Joacă cu Rabiot în loc de Griezmann, pentru că Rabiot nu e ofensiv, Griezmann e. Du-te la squad. Stai. Du-te la squad cu RB. Așa. Așa. Ia-l pe Rabiot. Și îl du-l în locul lui Griezmann. Ah, ok. Gata, păi e mult mai bine pentru că... Ăsta ce? Cam, cine am un cam mai mare pe rezervă? Uite, 7, nu? Nu, e bun Rabiot. E bun Rabiot, lasă așa. Crede-mă că ți-am zis. Ce, mă, ți-e frică că-mi dau un sfat? Poți să-ți dau și ție un sfat, Teo, lasă-te. Îți spun de 7 ani să zic să te... bine, nu. Ia. Deci, bă, dar ce-i cu tine? Vezi, sunt larg, că nu mai pot. Tremură. Tremur, vezi? Eu sub presiune cedeză, nu mai merge. Parkinsonul de obicei se face după ce treci de 70 de ani. Hai, fii atent cum construiesc asta. Fii atent. Nu cheamă omul potrivit. De ce-l cheamă pe ăla din spate? Bă, ce-a să făcut mai aici? E clar că cineva vrea mai mult victoria. Franța vrea mai mult victoria, dar cineva are mai mult bulan. Adică Argentina. Lautaro Martinez. Hai, mă, Messi! Îi dă lui Messi! Messi! Doamne, prima fază. Și uite-l ce face! Și uite-l ce face! Ce face Messi? Ce? Stai, mă! Ce? A făcut Siu cu Messi. Pentru că un alt e mai bun ca Messi la orice oră. Dar da, nu l-am acum. Sper să pierzi. Sper să nu mai ai canal. Sper să o iei de la uite, zero. Uite, nebunii fani. E tot ce-mi doresc. Aia presiunea? Te rog. Bănuțu? Unde-i bănuțu? Stai așa. Bănuțu, vine stai la mea. Stai așa! O stai aici. Calmează. Că te văd tot pe tine, te văd agita. Mă vezi pe mine agita, mă? Mă vezi pe mine pe bune. De ce nu leagă? Așa. Hai, mă! Coaie, nu leagă. De ce nu-mi leagă pasele? Bun. Bă, frate, ai pus un tură pe maneta asta, mâncață, și te-mi dai, trebuie să dai altă manetă, mă, putine leagă. Hai, mă, bă, nu mai merge, mă, frate. Opa. Îți dau, mă, cam multe manete, că am studio ca lumea aici. Are foarte multe manete, dar niciuna nu mai are cauciuc pe sticul stânga, absolut niciuna. Bă, pentru că... fără cauciuc, că mi-a dus. Asta e, dar n-am cu ca... Opa! Opa! Lautaro! Scoate! Golaso! Dybala! Fă masca, fă masca! Hai, mă, că... Masca! Bă, asta e manetă, mă!
Bine, mă, fii atent că-ți dă, uite, din păcate, altă monetă. Din păcate, în dotare nu există monetă cu cauciuc, deci o să trebuie să-ți dea altă monetă tot fără cauciuc. Hai că facem. Nici măcar poate... el nu hai joacă cu cauciuc. Bă, pe bune, coaie, scoate cauciucul, pune-o la... De ce n-ai cauciuc pe nicio monetă? Bă, se rupe cauciucul, nu-i vina mea. Sony, de acum, hai mă, pentru că se joacă ca un disperat. Îi caut altă monetă. Are trei monete, are trei monete pe care n-are cauciuc și eu în 4 ani n-am schimbat cauciucul niciodată. Bă, mă joc, că asta fac zilnic. Păi da, mă, dar nici chiar așa, gen, cum? Hai că ți-am adus o manetă nouă. 3 la 1 e cel mai periculos. Hai că ai manetă nouă, acum hai să te bă, mă, cu manetă nouă. Ai venit bazat, 3000 de lei, astea. Păi da, frate, da. Ia uite ce ți-a dat după aia. Stai, mă, tu începi să comentezi că nici măcar n-ai avut banii pregătiți? După ce omul putea să se ridice să plece, că n-ai avut bani. Aveam bani. Iau ce manetă mi-a dat. Iar fără cauciuc. Bă, frate, ți-a dat unde te dut. Și acum la firea să-ți comanetele cu cauciuc. Taci, la taci. Bă, lasă-o. Ok, bă, acum ea trăiește partida asta mult mai mult decât mă așteptam. Sunt niște sunete pe care nu le auzi foarte des la FIFA. Lautaro, se lasă pe ea! Oameni, închideam meci, era gata. Dacă gol dintr-o chestie de asta, spărgeam moneta. Mamă, de-a mărăs. Să spărgeam. De ce îți trebuie, mă, cauciuc, mă? Bro, mi-am luat că... A venit bani, iarna! Tu ai pășit cauciuc de iarnă. Dar eu nu sunt obișnuit să joc în condiții astea. Ce ai studio de 10.000 de euro în cap. Băi, lasă-mă! Olivier! Giroud cu dubla! Franța speră în continuare! Franța speră în continuare, fuge până la mijlocul terenului, n-o să mai aibă plămâni să joace restul meciului, dar nu-i nimic, a dat două goluri. Ce a fost asta, golul ăsta? Ia fost asta golul ăsta? Ce a fost golul? Era liberă la prima. Unde erau fundașii? În prima. Da. Unde erau fundașii mei? Adică, în portarul prima. Ce face? Stă. Gol de atacant pur sânge a dat Olivier Giroud, care a scris o dublă în acest meci. Încă e tensiune, banii încă sunt pe masă, bine, de la Teo nu sunt banii pe masă. Dar Messi, Messi. Dă-i roșu, mă. Dă-i roșu, mă. Galben. Mai n-a fost nimic. Uite, uite la minge. Hai, mă, minge, mi-a spulberat jucătorul, bă. Ia că am luat picioare. Teo Hernandez. Ia că am luat puțin picioarele. Bă, dar uite, facem un pact. Nu dai pe mijloc. Bine, mă. Să se lase cu parada. Stai liniștit. Dacă dai pe mijloc, spar maneta. Messi. Omul ți-a spus ce se va întâmpla dacă dai pe mijloc. Omul ți-a spus ce se va întâmpla dacă dai pe mijloc. Mi-a stricat monitorul aici, mă, ești nebun. Ce ai dat pe mijloc, bro, știi că te-am rugat cu aia să fac parada, ai dat pe mijloc, de ce? Bă, acum eu... Nu știu că s-a văzut pe cameră, maneta a zburat din podea în monitorul stâng al lui. Nu ați văzut ce am trăit aici, deci era să nu mai avem... S-a deconectat, nu mai merge. E mai ușor așa, adică, înțeleg că te-ai supărat. Ce ai dat pe mijloc, frate? Bă, eu credeam că zici așa, că jocurile minții, că astea, că arunci. Doamne, mai pot, coaie. Adică Călin, mai știi că... Bă, ați dat mâna! Uite-te. Ați dat mâna, că nu dai pe mijloc. Tu ești om de cuvânt, adică banii nu i-ai adus. L-am rugat frumos. Bă, da. Frate, nu da pe mijloc să fac parada, ai dat pe mijloc. Ce te așteptai? Bă, nu mă pune, mă, într-o stație de asta și acum. Tu ai dat cu maneta. Acum trebuie să fim mai relaxați acum. Eu zic să dați mâna, să fiți prieteni din nou și să continuați. Uite-l pe mes. Aulă. Bă, du-te, mă! Messi, bine. După ce gata scărință, se pune și așa. Încă mai sunt șanse de egal. E 4-2. Un scor periculos. Un scor foarte periculos. Cel mai periculos scor din fotbal, ar spune unii, 4-2. 4-2? Așa o să fie și finala, doar că pentru Franța, în realitate. Să nu te aud, te rog. Țin cu tine, dar până aici. Ia! Griezmann, a încercat lansare. Messi. Bă, de ce ai un tură pe toate manetele? Messi. Ia vezi, mă. Messi se lasă pe ea. Doamne, maică. Giroud, deposedat de Enzo Fernandez. Joci cu Giroud. Taci, Rabiot. Taci că ți-ai. Mbappe, Giroud are șansă, pasă la Dembele. Dembele! Fă, mă, ceva cu ea, mă. Dembele, penalti! Este penalti, a fost penalti, l-am văzut din avion. Nu dăm pe mijloc. Nu dai pe mijloc. Faci parade, da, nu dau. Ok, să vedem dacă... Bacovia deja câștigă dacă se ține de cuvânt, oricum. Și dacă îi scos penaltiul, doar dacă se ține de cuvânt, practic e câștigătorul în... A apăsat. Bă! A apăsat. De ce să bată penalti, mă? De ce stă pe mijloc? Păi bă, eu știam că dai pe mijloc. Că vai să mi-o plătești cu scărița. Și de ce a dat pe lângă, coai? De ce a dat așa? Nu știi să bagi penalti, mă!
Eu nu mai știu ce să zic. Am văzut un om morți, că spar maneta așa. De ce nu mai spargi maneta? De ce nu se ține nimeni de cuvânt astăzi? Numai eu m-am ținut de cuvânt. Am promis că vin să comentez meciul ăsta și am venit. Băi, se întâmplă o fază de asta. Cum pula să ratezi cu aia finala World Cup? Dybala! Pasă, e pasă. Pasă power shot. Vai, mă, fă preluare. Power shot. Am vrut să fac asta. Ține cu el. Am inventat eu acum o pasă nouă. Minutul 70, multe încă se pot întâmpla. Da. Rafa Varane deschide atacul pozițional al Franței. Rabiot, care e un mare ratangiu, a ratat atunci. Giroud, n-are viteză, Giroud! Dar are. N-are viteză. Are suflet. Te-am buzunar, te-am. Giroud! Nu există. Griezmann! Ce atat cu capul. Bravo, mă. Păi, ești prost. Bă, ce urfă, ce Bocovici nebun la noi. Și lui Ale. Cu fiecare secundă care trece. Joc bari. Stai puțin. Ba, bine, eu am. Deci nu înțelegi. Am 42, stau relaxat numai pe spate. Ai liniște că nu s-a terminat meciul. Giroud! Stai, mă, nu ajunge mingea la Giroud. Chouameni, Griezmann, Mbappé jos așteaptă. Dar de ce fugi așa încet? E slab ăsta. Îl pun pe Mbappé în atac să mor, că nu-l văd pe hartă, coaie. Giroud? Da, mă. Cred că a fost o greșeală să-l joci pe Mbappé în bandă. Era mai bun să arunci mingi pe el. Hai, mă, cum ai luat acolo? Bravo. Bă! Taci! Mbappé! Nu. Mbappé e singur în centru! Stai jos, mă! Oameni, n-a fost nimic, am luat mingea. Stai jos! Nu-mi vine să cred. Culcat Mbappé! Nu cred! Culcat. Griezmann a șchiopătat când s-a dus la corner. Ce fac? Gol! Mă, ești nebun! Doamne! Doamne! Doamne, uitați ce se întâmplă când îți dorești cu adevărat să marchezi! Când îți dorești cu adevărat, scoți din joben asemenea execuții. Aurelia Chouameni cu o foarfecă ca la frizerie. Băi, ce mi-a plăcut la el că face ce fan. A dat din asta la modul înainte. De ce bate? N-am portar, mă, mi-a făcut și la portar. N-ai portar, e cel mai bun portar de la Mondial și n-ai portar. A scos penaltiuri după... E o tremură în ghete, chiar dacă conduce. Încă 10 minute se pot întâmpla toate lucrurile. Dacă merge la penalti e genial, te sparg. Nu, că nu știu să dau penalti. Dacă merge la penalti, dați cu banul, părerea mea. Nu, no, nu, no, jucăm. Jucăm că-l baci așa. Nu te sper dacă trag de timp, da? Trage, frate, că așa e fotbalul. Nu vine să cred. Nu vine să cred că faci țigăneri din astea. Pe 30 de bețe. Teo, îți închid consola. Faci mânării. Teo, îți închid consola. Cine, gata, o scot de acolo. Deci e cel mai mare. Joacă-mă fotbalul. Mi-e frică să mai joc. Mă, nu vezi ce poarfe care în el. 4 la 3. Mulțimea. Nu mai înțelegi ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă. Giroud se roagă la bunul Dumnezeu. Giroud, Mbappé, Giroud nu aleargă. Spațiile sunt foarte mari. Ai oameni peste tot. Hai, mă. Fugi, mă. Fugi, mă, du-te, Corea, du-te. Angelito Corea. Față cu golul Corea. Poate să închidă meciul. Haide, mă. Lautaro Martino, ce bine a venit Upamecano. Bă, frate. Lasă-mă, mă, că jucăm aici pe bar grei. Nu mai rupe picioarele, coaie. Stai, mă, cu... Bă, frate, ești nesimțire rău să mor. Nesimțire mare. Stai, mă, cu minte. Teo, lumea, foarte multă lume care nu te-a mai văzut niciodată o să intre la tine pe canal. Ce o să creadă despre tine? Băi, să știți că e un joc foarte bine. Că ești un cotonogar, atâta. Subscribe, like, hai să facem și noi mai multe. Opa. Dai la joggen într-una. Trece, trec secundele. Trage și de timp. Stai puțin că... Stai puțin că trebuie să trăznești. Trage de timp și la out, Teo, nu-mi vine să cred. Argentina vrea să câștige acest mondial. Opa. Bă, da, cum să nu mă la tine așa? E offside! De ce? Fanionu, tată, Fanionu! Dacă pasajul... Hai să vedem la VAR. Se arată la VAR, fii atât. Vezi, te-am lăsat. Uite! Ăla era altul, mă. Nu a văzut până acum, nu știa că joacă în albastru Bacovia. Cum a dat el 3 goluri fără să știe că joacă în albastru, nu știm, dar... Nu! 3 minute, ce opa! Opa! Lautaro, și-o face. Am uitat cum e. 3 minute, ultimul atac. Mamă, ești nebun, ce meci. Doamne! Nu se poate. Giroud scapă. Giroud! Apără Emi Martinez! Incredibil. Acasă. Acasă minge. Nu se poate. Nu se poate. Gata, mă, fluieră, mă, gata, mă! Da, bă, băiatule, mă! Să vină banii la băieți! Bă, frate, dă-mi, chiar dacă și-ar sunt prost. Dar de ce n-a dat, bă, de ce-am greșit la faza, era...
Premise. 1, 2, 3. Mai trebuie să dai 1 milion. E diferența de gol. Gata, tata. Gata, tata. Necinstit. S-a terminat. Foarte des fotbalul nu e cinstit. Bă, băieți, așa se fac banii în 2020. Bă, frate, dar explicăm de ce a ratat. Cupa, aia, tata, de ce cupa. Uite cine a dat, din păcate, cine perpendicular cu portarul. Asta e, se mai întâmplă. Din poziția aia mergea mai bine o scăriță, dar... Bă, și cabi, mi-a plăcut. Ai fost apră. Bă, mersi, ce să zic acum? Ca în realitate, Messi ridică cupa. Uite-l. Asta așa va fi duminică. Bă, frate, dacă în realitate se întâmplă 4-3 pentru Argentina. Vezi că în 2008... Puneți în acest moment, la pariu, scor corect, 4-3 Argentina, dă 3 cotă Messi. Cotă 150... Nu, 4-3 sigur. Argentina și 3 goluri Messi, nu? Da, poți să pui 4-3 Argentina și atât. Pui și 3 goluri Messi. Are 150 cotă, sigur. Păi îți faci tu cotă 2000 și gen... Vezi că 4-3 a fost invers pentru Franța la ultimul, în 2018. Tu îți dai seama că dacă e 4-3, că acum că nu-ți mai ștergi canalul, că e scriptat jocul ăsta și a ținut cu tine, pentru că am avut două faze singur cu portarul, un penalti ratat, deci trebuia să fie 5-4. Băi, recunosc că emoțiile m-au luat un pic, da. Băi, trebuie să zic că ai dat un gol. Teo, eu în continuare sunt fericit ca de obicei, am avut ocazia să comentez acest meci și Teo tot s-a făcut de râs cumva, gen. Poate de bun simț, dai și tu o pizza acum, la toți băieții de aici. Un meci frumos. Faci. Extra, e prima oară, în 7 ani de zile. Niciodată. Tu știi ce am observat la oamenii ăștia care, oameni care au studiouri de mii de euro. Ce mai zgâri? Și știi câți bani face? Da. Doamne, ferește. Ok, fraților, cam aici. Bă, mersi mult. Te pup. A fost frumos. Bă, n-am zis, mă, de canalul tău. Ce de canal, mă, am venit să jucăm FIFA. Să joace FIFA. Mă găsiți și pe Bacovia Live, canalul secundar de FIFA. Ce să zic, mă, frate, a fost frumos, dar recunoaște că meritam să câștig. Niciodată. Am avut penalti ratat și ultima fază trebuia să fie egal, să ajungem la prelungiri. Eu eram sigur că aveam portarul cel mai bun de la acest campion mondial, a zis ce bine apărat. N-aveam niciun stres. De ce ai stat pe mijloc? Și de ce mi-ai dat scăriță? I-am dat scărița, promis. Să fie 6-3 cu aia, stat pe mijloc. Da, va fi analizat psihologic acest meci la universitate, pentru că s-a mințit. Când vreodată? A fost intrigă, a fost război. Când vreodată? Minciuni în față. Când vreodată? Regele. Ce să facem? Da, iată că am demonstrat din nou că sunt cel mai bun la FIFA din România și nu mă poate bate. Când e miză, bat tot. Când e miză, bate tot, Teo, mai puțin de 4 ori chiar la el pe canal când l-am bătut eu. Nu vorbim despre asta. Subscribe la canalul nou al lui Bacovia, unde o să facă live-uri care apoi de care cu invitați speciali. Neapărat să-l invit și pe Călinaciu într-o zi. Link-ul în descriere. Nu o să vină, dar l-invit. Da, de ce să nu vin? De FIFA. La FIFA? Nu. Grijă. Ce? Da, mă, deci subscribe acolo. Mulțumesc că ați urmărit, uitați de like, subscribe aici și poate faci revanșa cu mine. O să facem o revanșă și ceva. Singura chestie cu care o să mai când o să mai vin aici să joc FIFA filmat cel puțin, mă chem la campionate de UEFA, finala Champions League. Champions League, facem finala la primăvară final. Și ai zis tu că ai în plan să faci o chestie cu... Da, poate vom face o cupă. Să nu se zice chestia aia. Vă zic acum în premieră, cei care ați rămas până la final. Poate facem cupă artiștilor, iată că avem doi artiști aici. Și dacă vreți să vedeți alți artiști, ce artiști vreți să vedeți, scrieți în comentarii acolo. Să vedem dacă vă place această idee și cam pe cine ați vrea să vedeți la o cupă a artiștilor. Pe care știm cu toții că aș câștiga eu din start. Deci trebuie să vă eu cred că ești obraznic. Bă, n-ai de unde să știi. Poate cine știe ce artiști. De fapt, eu nu știu să joc FIFA. A fost o minciună toți anii ăștia. A jucat altcineva pentru mine. Asta zic. Există și posibilitatea asta. Mulțumesc că m-ați uitat, fraților, mi-e simt Bacovia pentru meci. Bă, scuze de maleta. Cam atât, fraților. Pa, pa. Am plecat.